Salut! În această perioadă, multe centre comerciale operează un program de reciclare a peturilor. La acest program vreau să particip și eu astăzi, ducând peturi colectate, pentru care voi primi un punctaj cu care voi putea cumpăra gratuit, bineînțeles, produse aflate în cadrul acestei campanii. Haideți să facem această operațiune împreună. Eu am strâns aici în spatele magaziei o cantitate de în jur de 70-80 de peturi, pe care acum le voi număra, le voi pune în saci, după care le voi duce la centrul de colectare și reciclare. De ce le mai număr? Pentru că la centrul acestui brand, căruia nu-i fac reclamă, ei admit la colectare limita de 50 de peturi pe zi și 100 de peturi pe săptămână. Așa că sunt obligat să duc un număr limitat din aceste peturi. Astăzi voi duce 50 de peturi. Mergem cu peturile în centrul de reciclare. Acum, cu bonurile obținute în cabina de reciclare, ne alegem produsele aflate la promoție, produse care pot fi decontate, plătite cu voucherul primit. Eu astăzi am ales, după ce am depus bidoanele la centru de reciclare, am ales un produs pentru curățat geamurile. Este o modalitate economică de a face rost de aceste produse, dar și o modalitate ecologică de a transmite mai departe, de a recupera aceste peturi care sunt prezente și poluează natura peste tot, în râuri, pe drumuri, prin toate canalizările. Așa că vă îndemn să faceți și voi această operațiune. Până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi!